Pentru Vărsător, 21 noiembrie, Venus, în conjuncție cu Mercur, însăgetător, aduce mai multă inteligență în plan artistic, senzualitate, seducție, mai ales pe planul relațiilor cu prietenii, cu protectorii. Momentele sunt favorabile pentru a fi creativi în plan artistic, pentru a arăta îndemânare, va afectează și. Ceea ce pe voi vă face fericiți, distracția, vă aduce aici curaj, energie, prudență, este un aspect benefic și relațiile pot fi conservatoare, profesionale. În 23 noiembrie se formează un stelium însegetător format din Mercur, Venus, Soare și Lună, care aduce energie, dorință de viață, dorință de schimbare, mai ales în relațiile cu prietenii și protectorii, cu asociațiile profesionale de asemenea. În 24 noiembrie, deja luna nouă din săgetători, aduce mai multă încăpățânare, sentimente afective, euh, dezechilibre, manifestări extreme în relațiile prietenii. Este șansa totuși a unor proiecte noi pe de altă parte șansa de a stabili relații mai uh, bune protector cu asociații profesionale, speranțe, dorință de cunoaștere în această zonă. Tensiunile sunt pe axa relațiilor prietenici și protectorii și uh, fericirea, iubirea, creația, hobby-urile pe de altă parte. Este favorizată legat de aceste tensiuni o mai mare agresivitate, mai mare încăpățânare, mai multă impulsivitate. Și relații mai tensionate. Sunt și ceva riscuri minore de sănătate, iar tensiunile se valorifică însă în plan personal prin curaj, energie, prudență și fermitate. Relațiile cele mai bune sunt cele conservatoare, cele profesionale. În 27 noiembrie, deja axa aceasta de tensiune dintre. Relații și fericire, pe de altă parte, aduce un plus de uh, spirit critic, de nervozitate, de tensiune în zona relațiilor. Tensiunea însă se valorifică prin uh, prudență și fermitate, prin relații conservatoare relații profesionale. În 27 noiembrie deja Venus ieși și din retrogradare în pești, va afectează în planul resurselor și al bunurilor materiale. Prin emoție, compasiune, printr-o înțelegere mai profundă, poate unor chiar prin misticism și prin înțelegerea chestiunilor mai profunde legate de suflet.